spate și nu iau ce. E vorba de un o nouă nebunie a Teatrului Odeon, un nou proiect care s-a făcut dintr-un impuls concomitent al lui Alexandru Dabija, care este aici, și al Corinei Șuteu, care e la New York. Și amândoi au sugerat pentru Teatrul Odeon că poate ar fi bine să atragem lumea cinematografiei tinere, să atragem un alt public încoace și că această sală s-ar preta la acest fel de manifestări. Și atunci, noi am denumit-o filmul în teatru. Așa e sau nu e? Filmul pe scenă. Andreea Vălean va fi coordonatoare, este coordonatoarea acestui proiect care se va desfășura pe toată stagiunea 2010 și beneficiem aici de prietenia și aportul și ce să vă spun, binecuvântarea lui Răzvan Rădulescu, o personalitate și o persoană care să vă povestesc, cred că bun, îi las pe Răzvan Rădulescu să vă povestească ce o să se întâmple. Le mulțumesc tinerilor care au venit. O să vă povestească cum a fost cu casting, cu... Sper să vă placă. Vă mulțumesc! Despre ce este vorba asta, ca să elimin orice surprize. Unul e că în realitate sunt o persoană foarte interesată și că am acceptat să fac asta pentru că, de fapt, vreau să fac un experiment. Vreau să fac un experiment legat de un fragment dintr-un scenariu la care scriu, pe care vreau să-l fac film. Și dacă vreți, undeva în baza unor observații legate de filmul anterior și al unor nemulțumiri. Dacă vreți un experiment care a pornit de la ce idee aveam despre oralitate, atunci când, de fapt, o transcrii, ce înseamnă oralitate atunci când o inventez și ce ar putea să fie, de fapt, oralitate atunci când, de fapt, o reinventez cu niște actori. Bănuiesc că experimentul în sine nu este nou, dar pentru mine era absolut obligatoriu să îl fac. Și așa că am acceptat sugestia Andreei cu ceva temere, de fapt, pentru că n-am lucrat niciodată într-un teatru și, de fapt, nici nu știam prea bine cum o să arate un spectacol atât de deconstruit ca ce o să vedeți acum. Lucrurile vor arăta în felul următor. Vorbim despre o scenă din filmul care se numește, ca titlu de lucru, așa, Liliana luptă pentru armonie. Este vorba despre o femeie care a fost diagnosticată cu o, să zicem, boală terminală, dar pe care urmează să o ducă probabil an bun. Noi nu o să-i vedem în niciun caz sfârșitul. Și din a cărei viață vedem mici momente de-a lungul câtorva ani. Acesta este anul 2 de după diagnostic, se întâmplă de Crăciun, la vărul soțului ei. Este o scenă compactă în scenariu. Este o scenă compactă aici. Am schimbat față de scenariu un pic lucrurile astfel încât să aibă totuși un sens ce se întâmplă dincolo de, sau să zicem, dincoace de ansamblu
filmului, de ansamblu de sens pe care el ar fi ocolit filmul, și filmul și o să obținem la sfârșit probabil ceva asemănător unui scurtmetraj. Nu e frumos ce fac, dar, să zicem așa, apelez la clemența dumneavoastră. Nu o să iasă un scurtmetraj de dat pe post sau la festival sau la... Noi să ne dăm toată silința. Dar lucrurile sunt așa cum sunt. Este... Astea sunt limitele lui tehnice și așa mai departe. O să asistați la o filmare care îl va avea pe Adi Bulboacă cu camera și pe mine laptopul de captură în mijloc, așa că s-ar putea să nu vedeți tot timpul, dar nu vă îngrijorați pentru că veți vedea duble. Filmate din unghiul acela, din unghiul acela și din unghiul acesta. Și probabil că o să asistați la opriri, cam ca la repetiții, și după aceea o să vă rog să ne dați 10 minute să debalăm aici și o să încercăm să punem lucrurile cap la cap, mai mult sau mai puțin în fața dumneavoastră. Cu Dana Bunescu, care face captura de sunet, va face sound design-ul și face și montaj. General, măcar așa că din bun simț să pornim și ne uităm, deși eu aș folosi personal ca bază planul cel secvența trasă din mână, dar aș vrea să ne uităm la de la început la planul general. Deci, bine, hai! Stai mai întâi să-l facem pe primul și după aia... Du-te la Ikea, e genial, ține de ce. De sus sculți copilul, iar jos îi pui jucările. Și acum mai puțin spațiu. Când îl faci pe al doilea, mai pui să altă și gata, te-ai scos. Nimeni. Da, Andreea noastră are așa. Va dublu pe verticală. Mhm. Uh-huh. Ca la tine, la unita peste ea. Stop, cu părăra. Și strângeți. Vreau să fiu mai de hai mai întâi să-l facem pe primul și după aia... A dublu e cel mai bun de la Ikea. Crede-mă, e genial. Sus sculci copilul, iar jos să-i pui jucările. Și atunci au fost mai puțin spațiu. Când îl faci al doilea, mai dublu exact, vertical. Da, dublu ca la tine la unitate, suprapus. Andreea nu spara așa și foarte bine a făcut ei la mine. Și eu am avut frate, mi-a stătea sus, el era privilegiat, toată copilăria l-am invidiat. Da, de la început. Pare ce? Atâta timpul din azi, eu pot să las și 5 copii. Dar de adoptat. Și haideți să vedem acum, o să vedem ăla, prima secvență pe acolo mână. Acțiune. Stai mai întâi să-l facem pe primul și după aia... Patul dublu de la Ikea e genial, crede-mă. Sus are o bandă albastră și e de lemn. Acolo pui copilul, iar jos pui jucările. Ocupă mai puțin spațiu. Dacă vrei și faci ca la doilea, mai pui o saltea. Da, patru suprapuse ca la tine, la unitate. Andreea noastră are așa. Eu am avut frate, mi-i dormea sus, era primul. Da, și foarte bine a făcut că i-a luat și lui. Am imediat luat-o copilăria. Atâta timp cu tâinaschi, eu pot să faci 5 copii. Dar de adoptat nu se pune probleme. De ce? E foarte mișto să se plumbește în tine. Să-ți dea toți moșii locul tramvai. Să-ți crească țâțele. În sfârșit. Atâta că mă gândesc. Bun.
Deci după aș începe oricum cu cel din mână. Mi se pare mai bine. Da. Tu suprapose. Pardon? Da. Da. Ok. Să intrăm de la ocupă mai puțin spațiu. Mergi la acțiune. Îl facem pe primul și după aia... Patul dublu de la Iseie, genial, crede-mă. Sus are o bandă albastră și e de lemn. Acolo puși copilul, iar jos puși da, sus are o bandă albastră, da. Elina pune bandă albastră și... Crede-mă. Sus are o bandă albastră și e de lemn. Copilul i-a jos pui jucările. Ocupă mai puțin spațiu. Dacă vrei și faci ca doilea, mai bine o să... ...de lemn. Acolo puși copilul, i-a jos pui jucările. Ocupă mai puțin spațiu. Doilea, mai bine o să... Da, patru suprapose ca la tine la unitate. Andreea noastră are așa. Și am avut, frate, mi-a dormit sus, era primit. Da, și foarte bine a făcut că i-a luat și lui. Am imediat toată copilăria. Cât a timp cu tine nasc, eu vreau să fac eu 5 copii. Dar de-a de-a 8-a nu se pune probleme. Dar de ce? E foarte mișto să se împungrește în tine. Să-ți dea toți moșii loc în tramvai. Care și pe cap? Bine. Bun. Nu știu, s-a lăsat pe Andrei? Cine? Nu, e prea nici. Da, mă. Nu poți să cred. Fii atentă, bărbatul, crede că... Cine obiectele? Și nu poți să cred și bărbat ceva, fii atent. Îți spui să nu poți să cred. Nu cred. Îți spui că nu poți să cred. Fii atent. La o oprim la... Nu poți. Nu așteptam greu, nici nu speram că o să iasă un scurt metraj. Da, asta e. Poate mâine dimineață. Dar mâine dimineață. Celor care ați rămas, mulțumesc și încă o dată vă rog aplaudați-i pe actori. Eu vă mulțumesc.